Dragi prieteni, una dintre principalele probleme ale României Mari după anul 1918 a fost importantul decalaj dintre provinciile istorice unite cu țara. Ca să fiu direct, voi spune că provinciile din fostul Imperiu Austro-Ungar erau cert mai dezvoltate decât zonele din fostul Imperiu Țarist al Rusiei. Iar România Mare n-a avut timp să rezolve acest decalaj. Vă propun să punem față în față, ca într-o oglindă, două provincii unite cu România în anul 1918, Basarabia și Bucovina, cu capitalele lor Chișinău, respectiv Cernăuți. Indicatorul de care mă folosesc va fi educația superioară, adică facultățile și universitățile. Așadar, care era situația la Chișinău și care era situația la Cernăuți în momentul în care aceste orașe au devenit parte a României Mari? La 1 ianuarie 1918, la Chișinău, în capitala guberniei Basarabia, se aflau școli și licee rusești, dar nicio universitate. În același moment, la Cernăuți, capitala Bucovinei de sub stăpânirea Austro-Ungariei, exista o universitate veche de 4 decenii, care fusese fondată în octombrie 1875 prin decret imperial de împăratul Franz Iosef. Universitatea din Cernăuți avea secții de teologie, filozofie și drept. Limba de predare era limba germană, iar printre studenți se aflau și români, alături de ucraineni, maghiari și așa mai departe. După unirea Bucovinei cu România în anul 1918, autoritățile noastre au avut astfel o bază solidă pentru dezvoltarea unui învățământ de calitate. În perioada interbelică, deși astăzi se vorbește puțin, Universitatea din Cernăuți a fost una dintre marile universități ale României. În cuprinsul României Mari, Universitatea din Cernăuți ajunsese să rivalizeze, în anii 30 ai secolului trecut, cu orice mare universitate a țării. La Cernăuți se excela în studiul limbii române și istoriei, teologiei, științelor economice sau dreptului. Limba de predare, desigur, era limba română. În cazul Chișinăului, prima instituție cu nume de universitate s-a înființat în martie 1918 la inițiativa unor intelectuali entuziaști, vorbitori de limbă română. Sub conducerea neobositului Pan Halipa, s-a înființat o societate culturală deschisă publicului larg, numită Universitatea Populară din Chișinău. Ea nu avea studenți, dar oricine putea veni să asculte conferințele, fără să dea examene sau să primească diplome. În primii ani, succesul a fost atât de mare, încât s-au închiriat noi spații prin oraș. Totodată, în perioada interbelică, au funcționat la Chișinău un conservator de muzică și o facultate de teologie ca extensie a teologiei din Iași. În anii 30 ai secolului trecut, în timpul regelui Carol al II-lea, Universitatea din Iași și-a extins unele secții și la Chișinău, oferind astfel echivalența unor studii universitare. Astfel, secția de științe agricole a Universității din Iași a devenit în aprilie 1933 Facultatea de Științe Agricole cu sediu la Chișinău. Învățământul universitar în Basarabia a demarat greu, în lipsa unor tradiții. Așadar, fie și la o privire sumară, din punctul de vedere al educației universitare, între Basarabia și Bucovina exista un decalaj de circa o jumătate de secol, în favoarea Bucovinei. La fel, nucleul viitoarei universități din Cluj apărea în anul 1581, iar precursoarea Universității din București apărea un secol mai târziu, la 1694. Ei bine, morala poveștii noastre este că România Mare a avut de rezolvat toate aceste decalaje interne. O sarcină imensă, într-un timp limitat. Dragi prieteni, istoria ne arată că dezvoltarea unei societăți se vede și în consumul de cultură. Câte cărți se cumpără, câte bilete la teatru sau la operă se vând, câtă lume intră la muzee, toate acestea ne descriu o societate. E bine, în episodul de astăzi vom vedea povestea unor tineri entuziaști din România Mare care au înființat un teatru la Cernăuți și vom vedea ce s-a întâmplat cu acest proiect.
Din fericire, spectacolele de teatru din marile orașe ale României de astăzi au biletele vândute cu zile și săptămâni înainte. Acest lucru este unul foarte bun. De asemenea, îi sfătuiesc pe toți prietenii acestui serial să cumpere cel puțin 2 cărți pe lună și veți vedea că veți câștiga cu mult mai mult decât veți cheltui. Dar iată povestea promisă a teatrului din Cernăuți. Ideea acestui episod mi-a venit după lectura unui articol al cercetătoarei române în istorie Vera Molea, care a studiat arhivele României interbelice. Povestea începe încă din jurul anului 1860, când Bucovina era provincie habsburgică. Cernăuțiul era un oraș important, iar elita intelectuală a românilor de aici, precum frații Hurmuzachi și alții, regreta că nu exista o trupă de teatru locală în limba română. Pentru că nu exista un teatru românesc, românii bucovineni invitau trupe românești de la Iași sau de la București, din generația lui Matei Milo sau Constantin Notara, care veneau la Cernăuți și aveau un mare succes, dar apoi plecau. Unirea Bucovinei cu România în anul 1918 a creat condițiile pentru românizarea vieții culturale de la Cernăuți, aceasta cel puțin teoretic. Abia în anul 1921, un grup de studenți au sugerat frumosului teatru din localitate, care juca numai în limba germană, să schimbe programul. Ca urmare a memoriului studenților, Ministerul Culturii de la București, condus de Octavian Goga, a decis în ianuarie 1922 înființarea Teatrului Național din Cernăuți. Așadar, din anul 1922, Cernăuțiul avea un teatru național românesc, dar acesta era național doar cu numele, pentru că nu avea o trupă proprie și niciun repertoriu clar. Apoi s-a văzut că populația românească din Cernăuți venea la teatru destul de rar. Un memoriu din anul 1924 arăta că publicul de teatru din Cernăuți era reprezentat 90% de cetățeni de etnie evreiască, iar restul de 10% erau în mare parte germani. Românii, ucrainenii sau polonezii nu prea se înghesuiau la spectacolele de teatru. Abia în anul 1925, Teatrul Național din Cernăuți a avut o trupă proprie. Întârzierea de 3 ani s-a datorat autorităților locale și centrale, pentru care cultura nu era o prioritate. Așadar, în martie 1926, la aproape 8 ani de la unirea Bucovinei cu România, Teatrul Național din Cernăuți a avut în fine primul director numit prin decret regal, profesorul Dragoș Protopopescu. Acesta și succesorul său, dramaturgul Victor Ion Popa, au fost cei mai de succes directori de la Cernăuți. Totul părea că merge minunat, dar numai până în anul 1930, când în teatru au apărut tot felul de scandaluri, acuze de furt și schimbări de director motivate politic. După anul 1930, cu cât scandalurile sporeau la teatrul din Cernăuți, cu atât spectatorii erau mai puțini. Iar în aprilie 1935, ministrul culturii de la București, Alexandru Lapedatu, a decis pur și simplu desființarea teatrelor naționale din Craiova, Chișinău și Cernăuți, sub motivul că nu erau rentabile. Iar morala poveștii noastre este una singură. Cultura costă, este adevărat, dar lipsa culturii, credeți-mă, ne costă cu mult mai mult. Dragi prieteni, episodul nostru de astăzi vorbește despre un fapt extraordinar din timpul Primului Război Mondial. Un fapt unic în istoria modernității. Se pare că singurul ambasador arestat vreodată în țara gazdă a fost un ambasador român. El a fost reținut în noaptea de revelion a anului 1918. Numele său era Constantin Diamandi și era ambasadorul României în capitala Rusiei. Indiferent de relațiile dintre state, ambasadorii sunt, teoretic, puși la adăpost. În mod oficial, bagajele lor sunt intangibile, iar scrisorile lor inviolabile. Dar în realitate, lucrurile nu stau chiar așa, din păcate. Dar în epoca modernă, niciun ambasador nu a cunoscut calvarul prin care a trecut diplomatul român Constantin Diamandi.
Povestea noastră începe în anul 1892, când tânărul de 24 de ani, Constantin Diamandi, intra în diplomație la București. Ca fiu al unui senator și prefect din Bârladul Moldovei, tânărul Diamandi se considera un bun român, chiar dacă rădăcinile familiei sale erau pe semne grecești. Educat la București și Paris, este numit în anul 1914 ambasador în capitala Rusiei, Sankt Petersburg, viitorul oraș Petrograd. A fost printre primii oameni care au pregătit intrarea noastră în război, fiind la originea unora dintre actele alianței noastre cu Rusia și cu Antanta. Numai că la sfârșitul anului 1917, pe fondul Revoluției din Rusia, relațiile dintre Diamandi și noua conducere de la Petrograd s-au stricat. În scrisori către comisarul bolșevic pentru afaceri externe, Leon Trotsky, românul Diamandi îl înștiința despre abuzurile pe care soldații ruși, autointitulați bolșevici, le făceau în România. În seara zilei de 31 decembrie 1917, chiar în deschiderea nopții de Revelion, ambasadorul Constantin Diamandi a fost reținut chiar în sediul legației României la Petrograd. Cu stăpânire de sine, el le-a spus soldaților bolșevici: domnilor, vă rog să nu mă deranjați în timpul cinei. Lăsați-mă să termin și vorbim după aceea. Evident că soldații bolșevici nu au apreciat acest simț al umorului. E cazul să vedem cum s-a ajuns la arestarea ambasadorului României la Petrograd. Problema era desigur pe frontul din Moldova, unde românii și rușii fuseseră în anul 1917 aliați împotriva puterilor centrale. Totuși, mulți dintre soldații ruși trecuseră de partea bolșevicilor, iar comportarea lor anarhică punea probleme autorităților române. Așa se face că în unele puncte din Moldova românească s-a ajuns la confruntări între armata română și soldații ruși declarați bolșevici, care promiteau pacea. În decembrie 1917, unele detașamente rebele ale infanteriei rusești au încercat să forțeze un atac spre orașul Roman, unde auziseră că era deținut un tovarăș bolșevic de-al lor. Până să ajungă la Roman, rebelii ruși au fost împrăștiați de artileria armatei române, în zona satului Moinești. Unii dintre ei au fost răniți, alții au fost puși pe fugă, iar cei mai mulți au fost arestați. Acesta este motivul pentru care Lenin a reacționat. El spunea că soldații ruși arestați de români erau partizanii lui. La Petrograd, ambasadorii tuturor țărilor aliate Rusiei au fost șocați la vestea arestării ambasadorului român. Americanul David Rowland Francis, decanul de vârstă al corpului diplomatic, a mijlocit eliberarea lui Constantin Diamandi în ziua de 2 ianuarie 1918. Morala episodului nostru este că încăpățânarea poate fi uneori benefică. Înainte de eliberare lui Diamandi, s-a cerut să semneze un act prin care statul român îi ierta pe soldații ruși care fuseseră arestați la Roman. Dar Diamandi a refuzat, astfel încât ofițerii ruși din post nu l-au lăsat să cheme mașina ambasadei sau nici măcar un taxi. Se spune că Diamandi a părăsit închisoarea Petru și Pavel, unde fusese reținut, fluierând. Dragi prieteni, după cum se știe, cea mai iubită regină a României, frumoasa și inteligentă regina Maria, era pe jumătate rusoaică, iar cealaltă jumătate avea sânge britanic. Altfel spus, regina Maria era nepoata țarului Alexandru al II-lea al Rusiei și totodată nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Ei bine, în episodul de astăzi vom vedea ce era să pățească regina Maria din cauza unor bolșevici ruși. Povestea noastră se petrece în orașul Roman, în Moldova românească de astăzi. În timpul Primului Război Mondial, vechiul târg al Romanului a avut o mare importanță pentru că el se afla, ca și astăzi, pe drumul dintre București, Focșani și Iași. Germanii încercau să ajungă la Iași, noi încercam să îi împiedicăm. Și iată că în februarie 1917 a izbucnit Revoluția Rusă. După izbucnirea Revoluției din Rusia, trupele țariste, care erau singurul nostru aliat din zonă, au devenit impredictibile.
Într-o bătălie, rușii luptau vitejește, drept care au avut un mare rol în victoriile noastre din vara anului 1917. Dar imediat după aceea, puteau dezerta de pe front și nu-și mai ascultau ofițerii. Familia regală a României, aflată în refugiu la Iași, a înregistrat alarmată transformarea armatei țariste în ceea ce Regina Maria numea cete de ruși gălăgioși. Problema era că soldații ruși cuceriți de ideile bolșevice își imaginau că pot doborâ și monarhia din România pentru a instaura și aici puterea sovietelor, așa cum avea să se întâmple în Ungaria în anul 1919. Adevărul este că țăranul român ajuns soldat pe frontul primului război mondial, oricât de modest educat ar fi fost, n-a avut încredere în agitatorii bolșevici. Pe de o parte, românii își iubeau dinastia, mai cu seamă după anul 1877, anul independenței. Pe de altă parte, în martie 1917, regele Ferdinand promisese soldaților săi că după război va urma o reformă agrară. Și, trebuie spus, românii l-au crezut pe regele lor și din acest motiv bolșevismul nu a prins printre români. Și astfel ajungem în nucleul poveștii pe care mi-a reamintit-o istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului de Istorie din Brașov. Spre sfârșitul lui aprilie 1917, Regina Maria făcea o deplasare de la Iași pentru a vizita spitalele din zona Roman. Numai că în gara din Roman, garnitura reginei României a atras atenția unor soldați ruși care părăsiseră frontul și umblau alandala și flămânzi prin oraș. În fața unei femei care părea singură, rebelii ruși au prins curaj și au spus că ei au aflat că în lume nu mai sunt nici regi și nici regine și că poporul este stăpân peste ce vrea el. Dar regina României i-a contrazis. Regina Maria le-a spus soldaților ruși că atâta vreme cât sunt regina României, voi merge unde vreau și cât vreau prin țara mea și nu voi sta închisă în casă din cauza unei cete de ruși gălăgioși. Apoi a întrebat pe amărâții soldați dacă nu vor niște țigări. Uimiți de curajul acelei femei din tren, soldații ruși au acceptat țigările și apoi au plecat mai departe. Regina Maria nu i-a iertat niciodată pe bolșevicii ruși, pentru că aceștia au ucis întreaga familie a vărului său, țarul Nicolae al II-lea al Rusiei. În anul 1934, când România și ministrul de externe Nicolae Titulescu au reluat relațiile diplomatice cu Rusia, Regina Maria nu s-a bucurat. Chiar dacă ea era pe jumătate rusoaică, în schimb era 100% împotriva comunismului. Și istoria i-a dat dreptate. Dragi prieteni ai istoriei, știm deja că orice conflict, oricare ar fi el, are partea sa de morți, răniți și dispăruți. În episodul de astăzi vom vorbi despre altă categorie de combatanți, prizonierii. Mai precis, prizonierii români din primul război mondial. Prizonieri luați de armatele puterilor centrale. După ce a intrat în război în vara anului 1916, armata română, desigur, a luat prizonieri inamici, dar a și lăsat prizonieri armatelor adverse. Așa se face că numărul românilor luați captivi de către armatele puterilor centrale se ridica în iarna anului 1916 la circa 238.000 de prizonieri de război. Cei mai mulți dintre acești prizonieri români fuseseră capturați de către armata germană, al cărei simbol pe teatrul nostru de război, în decembrie 1916, era mareșalul von Mackensen, cuceritorul Bucureștiului. Mai precis, armata germană luase aproape 143.000 de prizonieri români. Armata austro-ungară capturase alți peste 60.000 dintre soldații noștri, vecinii bulgari capturaseră circa 20.000, iar turcii aveau și ei aproape 13.000 de români captivi. Prizonierii români luați în grijă de armata germană au fost trimiși în mai multe lagăre, aflate fie în Germania, fie în estul Franței de astăzi sau pe teritoriile de azi ale Serbiei sau Austriei.
Regimul de care au avut parte românii în lagările germane nu a fost unul de exterminare, dar oricum a fost unul foarte greu, cu mâncare puțină și proastă. În plus, în aceste lagăre, soldații prizonieri au fost folosiți ca mână de lucru. În total, din cei 143.000 de români luați prizonieri de către germani, aproape 40.000 au murit în captivitate. Numărul mare de morți printre prizonierii români luați de germani, repet, aproape 40.000 de victime dintre cei 143.000 de deținuți, se explică și prin altceva. După cum se știe, în urma victoriei Revoluției Bolșevice din Rusia, armata română a trebuit să semneze armistițiul de la Focșani în decembrie 1917. La începutul lunii mai 1918, România și puterile centrale au semnat la Buftea un tratat de pace, iar una dintre clauze cerea foștilor noștri adversari să elibereze prizonierii români. Austro-Ungaria, Turcia și Bulgaria au repatriat toți prizonierii români care mai erau în viață. În schimb, armata germană a tras de timp. Motivul pentru care germanii nu s-au grăbit să elibereze pe români, ca și pe prizonierii ruși de altfel, era acela că Imperiul German avea nevoie de mână de lucru. Majoritatea bărbaților fiind pe front, economia germană avea nevoie de forță de muncă, iar prizonierii erau o sursă disciplinată și ieftină, care putea fi folosită pe șantiere sau în agricultură. Ultimii români luați prizonieri de către germani s-au întors acasă în cursul anului 1919. În schimb, câteva mii de români luați prizonieri de către austro-ungari și care ajunseseră prin lagăre din Siberia, au revenit acasă abia în cursul anului 1921. Iar morala episodului nostru este că pentru prizonieri, deseori războaiele durează mai mult, iar drumul spre casă este mai lung. Dragi prieteni ai istoriei, unii dintre dumneavoastră vă puteți întreba ce legătură au preoții și mitraliera. De altfel, există și glume pe acest subiect. Dar poate veți fi surprins să aflați că la intrarea noastră în primul război mondial, peste 200 de preoți au fost mobilizați alături de trupe. Unii dintre aceștia aveau să moară eroic, iar unii dintre ei chiar au pus mâna pe mitralieră. Legăturile dintre armata română și biserică datează cel puțin din anul 1850, când domnitorul Barbu Știrbei din Țara Românească decidea prezența câte unui preot pe lângă fiecare regiment din garnizoanele București, Craiova și Brăila. Primul regulament pentru preoții armatei apărea în anul 1870 și este cert că am avut preoți în mijlocul trupelor, atât la războiul nostru de independență din 1877, cât și în războiul balcanic din anul 1913. În anul 1914, la izbucnirea primului război mondial, România Mică avea peste 50 de preoți militari, câte unul de fiecare garnizoană și chiar doi preoți pentru garnizoanele mai mari. În luna mai a anului 1915, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române numea ca șef al tuturor preoților din armată pe protoiereul Constantin Nazarie, care era și profesor la Institutul Teologic din București. Acesta a reorganizat serviciul religios al armatei, adunând preoți între 30 și 45 de ani, aleși astfel încât ei să fie mai în vârstă decât soldații, dar totodată suficient de sănătoși încât să suporte rigorile unei mobilizări. În august 1916, la intrarea noastră în război, armata română cuprindea și circa 250 de preoți, aflați sub ascultarea protoiereului Nazarie și aflați în relații de coordonare cu ofițerii trupelor. Rareori această coordonare între ofițeri și preoți a ridicat și probleme. Unii comandanți, de exemplu, se plângeau că soldații, băieți de la țară, ascultau mai mult de preoți decât de ofițeri. Dar, în majoritatea cazurilor, relațiile dintre ofițeri, preoți și trupă au fost bune. Preoții mobilizați au urmat armata română în refugiul din Moldova, unde oamenii bisericii au dat adevărate probe de sacrificiu. Există preoți morți în lupte sau în spitale infestate de tifos, după cum există alții luați prizonieri de inamici.
Un caz spectaculos îl reprezintă preotul Justin Șerbănescu, de pe lângă regimentul 421 Ilfov al armatei. Data viitoare, când veți trece prin orașul Azuga, să vă aduceți aminte că în toamna anului 1916, în retragerea de pe Valea Prahovei, toți ofițerii regimentului au căzut în luptă, iar preotul Șerbănescu s-a pus în fruntea soldaților și a reușit să respingă ofensiva germană. La sfârșitul Primului Război Mondial, 61 dintre preoții militari au primit decorații românești sau străine. Într-un studiu dedicat subiectului, cercetătoarea Eugenia Paraschivescu arăta că serviciul religios al armatei și-a continuat activitatea până în anul 1948, când comuniștii au rupt legătura dintre armată și biserică. Tradiția a fost reluată abia în anul 1994, când un departament de asistență religioasă al armatei române a fost reînființat. Iar morala poveștii noastre este una ecumenică. Multe dintre țările prinse în Primul Război Mondial erau țări creștine și se rugau aceluiași Dumnezeu. Dar pe semne că lui Dumnezeu i-a fost greu să aleagă câștigătorul. Gazele, tunurile, mitralierele și strategia alianțelor au suplinit divinitatea. Iar preoții români și-au făcut datoria, chiar dacă unii dintre inamicii noștri erau creștini și se rugau aceluiași Dumnezeu. Dragi prieteni ai istoriei, astăzi vom vedea ce legătură există între propagandă, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei și Catedrala Arhiepiscopală de la Curtea de Argeș. Momentul poveștii noastre este luna septembrie a anului 1917. Vă aduc aminte că în acel moment Bucureștiul era ocupat de armata germană, bulgarii controlau Dobrogea, iar familia noastră regală și armata română se aflau în refugiu la Iași. Ei bine, în ziua de 20 septembrie 1917, împăratul Germaniei, Kaiserul Wilhelm al II-lea în persoană, a venit într-o scurtă vizită de câteva ore în România, aici, la Curtea de Argeș. Această vizită a fost un mic turneu propagandistic, prin intermediul căruia Kaiserul dorea, de fapt, să transmită un mesaj. Care anume era mesajul și mai ales cine erau destinatarii acestuia, iată subiectul episodului nostru de astăzi. În toamna anului 1917, împăratul Wilhelm al II-lea era un bărbat în vârstă de 58 de ani, dintre care ultimii aproape 30 de ani îi petrecuse pe tronul Germaniei. Din naștere, Kaiserul avea un handicap la mâna stângă, pe care nu o putea folosi foarte bine. În cursul anului 1917, Kaiserul de la Berlin avea toate motivele să fie supărat pe regele Ferdinand al României, pe care îl considera un trădător, pentru că, deși era german prin naștere, acesta se aliase cu Anglia, Franța, Rusia și Italia. Spre deosebire de Ferdinand, pe care îl disprețuia, Kaiserul avea o stimă mare pentru primul rege al României, Carol I, care decedase în anul 1914. Așadar, acesta este mesajul pe care Kaiserul Wilhelm al II-lea dorea să-l transmită. Fostul rege Carol I merita prețuit pentru că el dorise alianța României cu puterile centrale. În schimb, regele Ferdinand merita disprețuit pentru că el ridicase sabia împotriva țării sale natale, Germania. De altfel, dacă puterile centrale ar fi câștigat Primul Război Mondial, este aproape sigur că regele Ferdinand ar fi fost alungat din România. Așadar, Kaiserul Wilhelm al II-lea a venit în mare secret în România, urcând în tren la Turnul Severin, traversând Oltenia pe calea ferată și ajungând pe 20 septembrie 1917 la Curtea de Argeș. El a fost primit pe traseu de generalul von Mackensen, cel care cucerise Bucureștiul și acum era guvernatorul României ocupate de germani. Singurul român pe care Kaiserul Germaniei l-a întâlnit a fost istoricul de artă Alexandru Țigara Samurcaș, despre care se spunea că ar fi fost copilul din flori al regelui Carol I. De reținut că în acea zi de 20 septembrie 1917, Kaiserul Wilhelm al II-lea nu a dorit să se întâlnească cu niciun om politic român.
nici măcar dintre cei germanofili. Ajuns la Curtea de Argeș, Kaiserul Wilhelm al II-lea a venit aici, la Catedrala Arhiepiscopală, și a depus gerbe de flori pe mormintele regelui Carol I și al reginei Elisabeta. Apoi, alături de țigara Samurcaș, Kaiserul a făcut o scurtă plimbare prin oraș, iar seara, cei doi, alături de suita germană, au luat cina în sala mare a gării din Curtea de Argeș. În aceea seară, împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei a plecat cu trenul spre Cernavodă, unde urma să-l întâlnească pe regele Bulgariei. Iar regele bulgar avea și el un interes în această întâlnire. Primindu-l la Cernavodă pe Kaiser, el vrea să demonstreze că Dobrogea este bulgărească. Iar morala poveștii noastre este că nu numai în războaie, propaganda folosește deopotrivă și vii și morții. Dragi prieteni, dacă vă veți uita pe hartă, veți observa că un oraș anume pare a se afla chiar în inima Transilvaniei. Acest oraș pe hartă se află în curbura dintre munții Apuseni la vest și munții Sebeșului la sud, iar în istorie acest oraș a fost de două ori legat de unirea românilor, odată pe vremea lui Mihai Viteazu și odată în anul 1918. Ați ghicit de sigur, vom vorbi astăzi despre orașul Alba Iulia. Cei care au pus orașul Alba Iulia pe hartă au fost romanii, care au înființat aici castrul Apulum, dar este cert că a existat anterior și o localitate dacică. În documentele românești medievale, orașul era numit Belgrad, adică orașul alb în limba slavonă veche. La mijlocul secolului al XVI-lea, Alba Iulia devine capitala Principatului Transilvaniei și acesta este motivul pentru care Mihai Viteazul a ținut să intre în acest oraș în noiembrie 1599. Una dintre epocile de mare dezvoltare ale orașului Alba Iulia începe după anul 1715. Imperiul Habsburgic se afla în plină expansiune, obținând victorii împotriva Imperiului Otoman. În acest context, în noiembrie 1715, autoritățile habsburgice din Transilvania au început construcția măreței cetăți de la Alba Iulia, după un sistem care purta numele de Vauban și care era foarte apreciat atunci în Europa. Cetatea de la Alba Iulia avea forma unei stele cu 6 porți și cu 7 colțuri, în fiecare colț aflându-se câte un bastion înalt de 12 metri. Ceva similar cu cetatea Alba Iulia au ridicat habsburgii mai târziu și la Timișoara. Iar scopul era același, ambele cetăți urmeau să ia apere pe habsburgi împotriva turcilor. Dar rețineți că cetatea Alba Iulia nu s-a ridicat peste noapte. Ea a fost o autentică investiție, prețul a fost de sute de mii de gulden de aur, iar construcția a durat peste 20 de ani, între 1715 și 1738. Orașul Alba Iulia mai este vestit și pentru Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail, cea mai veche catedrală aflată în uz din țara noastră și în care se află, printre alte sarcofage, și mormântul lui Iancu de Hunedoara. Începutul șantierului acestei catedrale s-a produs în primul deceniu după anul 1000. După Marea Unire din 1918, autoritățile Regatului Român au decis construirea aici, la Alba Iulia, a unei mari catedrale ortodoxe, special pentru oficierea încoronării regelui Ferdinand și a reginei Maria ca suverani ai României Mari. La catedrala de la Alba Iulia s-a lucrat vreme de un an și jumătate după planurile în stil neoromânesc ale arhitectului Victor Ștefănescu. Aici a avut loc ceremonia încoronării din 15 octombrie 1922. Deocamdată rețineți că nucleul istoric al cetății Alba Iulia se află pe lista monumentelor românești propuse pentru Patrimoniul Mondial UNESCO. Așadar, orașul Alba Iulia nu a fost ales întâmplător nici pentru Marea Adunare din 1 decembrie 1918 și nici pentru ceremonia încoronării din anul 1922. Toate popoarele au nevoie de simboluri.
Iar morala poveștii noastre este că după ce a fost pe rând capitală religioasă sau politică, sub autoritatea dacilor, a romanilor, a maghiarilor, austriecilor sau românilor, Alba Iulia rămâne astăzi mai ales capitala simbolică a unirii noastre. Dragi prieteni ai istoriei, astăzi când cel mai modest telefon este în stare să filmeze, poate să pară bizar că există un mare moment al istoriei noastre, de la care avem câteva imagini fotografice și nici o secundă de film. 100 de ani au trecut de atunci. Ați ghicit probabil că vom vorbi astăzi despre Marea Adunare a Unirii, de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. V-aș ruga să rețineți că Marea Adunare a Românilor de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 a fost rezultatul unei serii întregi de evenimente care s-au petrecut de-a lungul a luni de zile. Comitete de acțiune ale românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Bucovina existau încă din vara anului 1918, iar propaganda pro-românească se desfășura de la Washington până la Paris. Pe 16 octombrie 1918, într-o ultimă încercare de a salva coroana bicefală, împăratul Carol I al Austro-Ungariei a adresat un mesaj popoarelor din Imperiu. El promitea transformarea dublei monarhii într-o confederație de state, dar Transilvania urma să rămână în componența Ungariei, iar Bucovina revenea unui stat ucrainean. Ca răspuns, deputatul român Alexandru Vaida Voievod a citit în Parlamentul de la Budapesta, pe 18 octombrie 1918, o declarație de independență a Transilvaniei. În paralel, românii din Bucovina au grăbit și ei mișcarea unionistă. Se poate spune că manifestul împăratului Carol I al Austro-Ungariei a avut exact opusul efectului scontat. Nemulțumite de ceea ce promitea împăratul, comitetele românești au reacționat de la Budapesta la Iași, de la Cernăuz la Arad și de la București până în portul austro-ungar Pola, în Croația de astăzi, unde marinarii români transilvăneni au arborat tricolorul românesc. Între 2 și 15 noiembrie 1918, reprezentanții noului guvern de la Budapesta au dus tratative la Arad cu membrii Consiliului Național Român. Delegația maghiară propunea organizarea Transilvaniei după modelul cantoanelor multietnice autonome din Elveția. Românii au refuzat acel plan. Chiar în timpul negocierilor au venit trei vești. Pe 10 noiembrie la Iași s-a anunțat remobilizarea armatei române. Pe 11 noiembrie, trupele aliate franceze, conduse de generalul Desperey, treceau Dunărea la Giurgiu și se îndreptau spre București. Și tot pe 11 noiembrie, Germania semna armistițiul în pădurea Compiègne, în Franța. Se știe mai puțin că Marea Adunare de la Alba Iulia a fost anunțată cu 10 zile mai devreme, dar pregătirile pro-unioniste erau cu mult anterioare. Mai precis, în ziua de 20 noiembrie 1918, Marele Sfat al Transilvaniei convoca o mare adunare națională a românilor la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918. Alba Iulia era, desigur, o trimitere la Mihai Viteazul și la unirea lui. La adunarea națională din sala Cazinei din Alba Iulia au participat 1228 de delegați aleși în prealabil. Alți 100.000 de români se aflau pe un podiș învecinat numit Câmpul lui Horea. Omul politic Vasile Goldiș a rostit cuvântarea solemnă de unire, după care a urmat un entuziasm greu de imaginat. Iar morala poveștii noastre este regretul tuturor celor care facem documentare istorice pentru faptul că din acea zi nu avem nici măcar 10 secunde filmate. Pe vremea aceea, oamenii politici nu aveau consilieri de imagine. Dragi prieteni, pentru a înțelege mai bine istoria unirii Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918, vă propun în episodul de astăzi să vă prezint contextul mai larg al întregii noastre zone europene. Istoria noastră națională este parte a istoriei continentale, iar între evenimentele dintr-o țară sau alta, există mereu legături.
Așadar, eu vă propun să vă imaginați unirea românilor din anul 1918 ca pe o piesă dintr-un tablou cu mult mai larg, în care erau prinși armate, diplomați, politicieni sau lideri de opinie. Vom începe povestea noastră în luna iulie a anului 1918, când trupele generalului francez Ferdinand Foch preiau în mod definitiv inițiativa pe frontul de vest. Ca urmare a acestei victorii, generalul Foch, care era comandantul suprem al trupelor Antantei pe frontul de vest, urma să primească gradul de mareșal, dar victoria lui a stârnit reacții în lanț. Împăratul Carol I al Austro-Ungariei și împăratul Wilhelm al II al Germaniei s-au întâlnit pe 14 august și au căzut de acord că situația de ansamblu le era defavorabilă. În Budapesta deja se produceau tulburări și greve încă din luna iunie a anului 1918, iar soldații maghiari se răsculau după modelul celor ruși. În Balcan, reprezentanții sârbilor ortodoxi și ai croaților catolici ajungeau în luna iulie 1918 la un compromis pentru crearea unui stat al slavilor de sud, adică viitoarea Iugoslavie. În tabăra puterilor centrale, prima care a cedat a fost armata bulgară, care la mijlocul lunii septembrie 1918 a fost clar învinsă de trupele franco-sârbești pe frontul de la Salonic și din vestul Balcanilor. Ca urmare, Bulgaria a semnat armistițiul la sfârșitul lunii septembrie 1918. Blocul puterilor centrale intra în proces de dezmembrare. De la mijlocul lui octombrie 1918, împăratul Carol I al Austro-Ungariei și kaiserul Wilhelm al II al Germaniei scăpaseră lucrurile de sub control. Ungaria practic se separă de dubla monarhie și va deveni republică la mijlocul lui noiembrie. În Germania, soldații și marinarii încep o autentică revoluție, iar pe 9 noiembrie 1918, kaiserul abdică și pleacă în exil în Olanda. Spre sfârșitul lunii octombrie 1918, la Praga se proclamă Republica Cehoslovacia. În noiembrie 1918 era rândul polonezilor să își reînființeze propriul lor stat sub conducerea generalului, ulterior mareșalului, Iosef Piłsudski. Reconfigurarea României la sfârșitul primului război mondial a fost concomitentă cu o spectaculoasă modificare a granițelor în zona noastră. Patru imperii au dispărut de pe hartă: Imperiul Otoman, cel Austro-Ungar, Imperiul German și cel Țarist. Unele state au fost reînființate, precum Polonia, iar alte state au fost înființate din temelii, precum Cehoslovacia sau Iugoslavia. Morala episodului nostru este că fiecare conflict are de fapt două părți. Una se joacă pe câmpul războiului, iar cealaltă se joacă în reuniunile diplomaților. Important pentru orice țară este să câștige nu numai războiul, ci și pacea. Marea Adunare Națională de la 1 decembrie 1918 a fost posibilă prin evoluția frontului din Europa, dar recunoașterea unirii care se va produce va aștepta tratatele de pace ce aveau să urmeze. Dragi prieteni, deseori profesioniștii istoriei împrumută un dicton al faimosului Niccolo Machiavelli: pentru a reuși în viață, trebuie să ai virtu, dar și fortuna. Adică trebuie să ai calități, dar și ocazii să arăți calitățile tale. În episodul de astăzi vom vorbi despre un român care a fost omul potrivit la locul potrivit. Cu doar câteva imagini a intrat în marea istorie a României. Vom cunoaște astăzi un bărbat de 32 de ani pe nume Samoilă Mârza, absolvent de liceu aici, la Alba Iulia, cel de la care avem singurele imagini din ziua unirii Transilvaniei cu România, 1 decembrie 1918. În istorie, acea zi a fost una specială, dar în ochii fotografului Mârza, acea zi a fost una mohorâtă. Și tot ce avem de la unirea noastră sunt doar 5 fotografii, pentru că, nefiind soare pe cer, timpul de expunere al imaginilor a fost unul foarte lung. Samoilă Mârza s-a născut în septembrie 1886 într-o familie de greco-catolici dintr-un sat din județul Alba de astăzi.
După ce a terminat liceul la Alba Iulia, tânărul Mârza a ajuns la Sibiu, ucenic al unui fotograf german pe nume Jajnek. În anul 1914, fotograful Mârza a fost recrutat în armata austro-ungară și a ajuns pe diverse fronturi, din Polonia de azi până în Italia. Tânăr inteligent, și-a dat seama că datoria sa era să facă propagandă pentru armata austro-ungară. Samoilă Mârza cunoștea bine orașul Alba Iulia, orașul adolescenței sale, ca și Sibiul în care învățase fotografia. Sfârșitul Primului Război Mondial, adică noiembrie 1918, l-a găsit pe fotograful Mârza pe frontul italian, după care el a mers spre Viena, în momentul în care românii din fostul Imperiu Austro-Ungar se organizau acolo. La Viena, fotograful Mârza a realizat primele imagini cu liderii pro-unioniști români, printre care și Iuliu Maniu. Înainte de adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, Samoilă Mârza a trecut mai întâi prin satul său natal, Galtiu, în județul Alba. Acolo a făcut 3 fotografii. Consătenii apar entuziasmați de ideea unirii cu România. Șansa junelui Mârza a fost că un fotograf german pe nume Bach, care fusese tocmit, n-a mai ajuns la Alba Iulia. Pe una dintre pancardele fotografiate de către Mârza în satul natal Galtiu, în decembrie 1918, scrie „Trăiască Unirea și România Mare”. Această fotografie a fost prezentă în toate manualele de istorie din ultimele decenii. Vă invit să observați cât de gentil sunt românii ardeleni. Femeile apar în prim plan, bărbații sunt mai în spate. În anii interbelici, Samoilă Mârza s-a bucurat de celebritatea imaginilor sale. Ulterior, regimul comunist l-a uitat vreme de 2 decenii. Fotograful Mârza a murit în decembrie 1967, pe când pregătea pentru conducerea de atunci un montaj de fotografii cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Marea Unire. Nu știm dacă Nicolae Ceaușescu a aflat vreodată despre acest martor al Unirii. În anii 1919 și 1920, fotografiile lui Samoilă Mârza au ajuns pe biroul regelui Ferdinand al României și chiar și la conferința de pace de la Versailles. Fotograful Mârza a fost omul unei epoci în care se credea că fotografia reflectă doar adevărul. Iar morala poveștii noastre este că cele câteva imagini ale sale au făcut istorie cu majusculă. Astăzi avem milioane de imagini în fiecare minut, dar nu mai credem în ele. Dragi prieteni, perechea regală a României, regele Ferdinand și regina Maria, a cunoscut în Primul Război Mondial multe momente de cumpănă. Moartea unui copil de-al lor în toamna anului 1916, apoi refugiul la Iași, apoi incertitudinea frontului și așa mai departe. Dar toate acestea au fost răzbunate prin încoronarea perechii regale la Alba Iulia în octombrie 1922. Coronarea celor doi la Alba Iulia în toamna anului 1922 ca rege și regina ai României Mari a fost un act politic ce simboliza intrarea țării într-un nou capitol al istoriei. România mică a regelui Carol I devenise România reîntregită a regelui Ferdinand, iar mesajul era acela că sacrificiile țării și sutele de mii de morți și răniți din război nu fuseseră în zadar. Ideea organizării unei încoronări regale apăruse imediat după sfârșitul războiului, dar se așteptase finalul conferinței de pace de la Paris. Ziua fixată a fost duminică 15 octombrie 1922. Locul ales a fost Alba Iulia, capitala simbolică a Unirii, de la Mihai Viteazul și până la Marea Adunare din 1 decembrie 1918. Anterior fusese organizată o comisie a încoronării, cu personalități precum muzicianul George Enescu sau inginerul Angel Salini. Special pentru încoronare, începând cu primăvara anului 1921, la Alba Iulia se construise o catedrală ortodoxă și astăzi numită Catedrala Reîntregirii. Permiteți-mi să vă dau câteva detalii care nu se văd în puținele imagini ce ne-au rămas din ziua încoronării.
Așadar, regele Ferdinand și regina Maria au venit cu trenul de la București în dimineața zilei de 15 octombrie 1922. În gara din Alba Iulia, ei au fost așteptați de premierul Ionel Brătianu și de autoritățile orașului. Regina Maria purta o rochie auriu ruginie, iar deasupra avea o mantie de catifea roșie. De la gară, familia regală a mers spre catedrală într-o trăsură închisă cu patru cai. În spatele lor se afla o altă trăsură, moștenitorul tronului Carol și soția acestuia Elena, adică părinții viitorului rege Mihai. După slujba religioasă din catedrală, regele, regina și însoțitorii au ieșit spre podiumul cu baldachin ce fusese ridicat în piața catedralei. Ferdinand a primit de la președintele senatului și și-a pus singur pe frunte nobila coroană de oțel pe care o purtase și regele Carol I. Apoi, Ferdinand a luat noua coroană de aur pregătită pentru soția sa și a pus-o pe capul reginei Maria, sărutând-o pe frunte. În acel moment, miile de oameni aflați în fața catedralei au izbucnit în ovații, iar fanfara a intonat imnul regal. Apoi regele și regina României reîntregite au urcat la un balcon din apropiere, de unde au salutat oamenii. Seara s-a terminat cu un dineu oficial cu 400 de invitați, după care a urmat o paradă de retragere cu torțe, la care au participat 50.000 de soldați. După amarul anilor de război, duminica de 15 octombrie 1922 a fost una dintre cele mai fericite zile din istoria noastră. Dar morala acestui episod este că nicio fericire nu este unanimă, pentru că acolo, în chiar vecinătatea cuplului regal, se afla o persoană care nu s-a bucurat deloc. Cine era acea persoană și ce anume o supăra, vom vedea în alt episod al serialului nostru. Dragi prieteni, într-un episod recent am vorbit despre ziua de împlinire națională, care a fost duminica de 15 octombrie 1922, când regele Ferdinand și regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia ca suverani ai României Mari. Dar în chiar familia regală se afla o persoană care sufera enorm. Această persoană era chiar tânăra noră a cuplului regal, adică principesa Elena. Principesa Elena era fiica regelui Constantin al II-lea al Greciei. Născută în anul 1896, Elena, alintată Sita, se căsătorise în martie 1921 cu moștenitorul tronului de la București, principele Carol. Așadar, grecoaica Elena devenise nora regelui Ferdinand și a reginei Maria ai României. Mariajul dintre Carol și prințesa Elena debutase bine. Pe 25 octombrie 1921 se născuse fiul lor Mihai, viitorul rege Mihai al României. Dar Elena a avut probleme la naștere, iar medicii au spus că nu va mai putea avea alți copii. În plus, destinul a făcut ca Mihai să se nască fix la un an după decesul bizar al fratelui Elenei, prințul grec Alexandru. Imaginați-vă că acesta fusese mușcat de o maimuță din menageria proprie și apoi prințul a murit de septicemie. Și după nașterea fiului Mihai, relațiile dintre Elena și soțul ei Carol au devenit tot mai reci. Acesta este contextul în care Elena a venit la încoronarea socrilor săi, alături de soțul Carol, la Alba Iulia pe 15 octombrie 1922. Trăsura în care se aflau Elena și Carol se afla chiar în spatele trăsurii care i-a dus la catedrală pe regele Ferdinand și pe regina Maria. Mii de oameni trăiau entuziasmați magia momentului, doar Elena suferea în tăcere. Principesa Elena a stat ca pe ghimpi în acea zi de 15 octombrie 1922. Dincolo de relația dificilă cu soțul ei, Elena primise și vești alarmante de acasă, de la Atena. În septembrie 1922, tatăl Elenei, regele Constantin al II-lea al Greciei, fusese forțat să abdice și luase calea exilului spre Italia, la Palermo.
Repede starea de sănătate a lui Constantin se deteriorase. Elena n-a putut să meargă să-și vadă tatăl, pentru că în România tocmai se pregătea ceremonia încoronării de la Alba Iulia. Elena nu a avut de ales. Datoria sa ca soție a prințului moștenitor al României era mai puternică decât calitatea sa de fiică a unui rege abdicat al Greciei. Așa se face că principesa Elena a asistat rece la ceremonia încoronării de la Alba Iulia din octombrie 1922. Când toată lumea se bucura, gândul ei era în altă parte. Imediat după sfârșitul festivităților, Elena a plecat spre Palermo și și-a găsit tatăl pe patul de moarte, unde s-a mai chinuit până în ianuarie 1923, când a decedat. Morala acestui episod vă reamintește începutul romanului Ana Karenina. Acolo scriitorul Tolstoi spunea că toate familiile fericite sunt la fel, dar fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. Acest lucru se verifică și în politică. Astfel, în octombrie 1922, familia regală a României era în culmea fericirii, dar familia regală a Greciei era în criză. Așa se scrie istoria. Dragi prieteni, din discuțiile pe care le porc cu pasionația istoriei, mi-am dat seama că puțin dintre noi înțelegem ce a însemnat din punct de vedere tehnic unirea Transilvaniei cu România pe 1 decembrie 1918. În episodul de astăzi vă voi arăta cum orașul Sibiu a fost în anul 1919 capitala nedeclarată a Transilvaniei unite cu România. Rețineți așadar că unirea nu este niciodată un proces foarte simplu. De exemplu, în Transilvania, după Marea Unire, exista un aparat juridic maghiar, un altul al sașilor și un altul al românilor majoritari. La fel, sistemul de învățământ era și el organizat pe baze etnice. Iar rolul integrării Transilvaniei în România după Marea Unire a revenit Consiliului Dirigent de la Sibiu, un fel de guvern interimar al acelei provincii. Declararea unirii la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918 a fost doar primul episod dintr-o epopee care a durat luni de zile, până la tratatul de la Palatul Trianon, lângă Paris, din 4 iunie 1920. Dar, începând cu ziua de 9 decembrie 1918, la doar o săptămână de la unirea din 1 decembrie, Consiliul Dirigent pe care adunarea de la Alba Iulia îl votase și-a ales drept reședință orașul Sibiu. De ce Sibiul? Pentru că era în mijlocul țării, era ușor de apărat de către armata română și avea o minoritate germană ce prefera statul român în locul fostului Imperiu Austro-Ungar. Consiliul Dirigent al Transilvaniei era de fapt un fel de guvern local care să pregătească unirea provinciei cu România. Această clădire care se vede în stânga mea la intersecția străzilor Nicolae Bălcescu și Adexenopol din Sibiul de azi a fost sediul Consiliului. Aici au fost luate decizii care să-i pregătească pe transilvaneni să devină 100% români sau aproape. În ziua de 10 noiembrie 1918, Consiliul Național Român cu sediul la Arad s-a adresat Consiliului Național Maghiar, cerând predarea administrației Transilvaniei către românii majoritari. De reținut că ambele consilii naționale, cel maghiar, dar și cel român, erau foarte noi. Ele luaseră naștere din ruinele Imperiului Austro-Ungar. De la Arad, Consiliul Național Român a anunțat că se va muta la Sibiu, drept Consiliu Dirigent al Transilvaniei, Banatului și Ținuturilor Românești din Ungaria. Acest semiguvern regional avea 15 membri, iar președintele său era românul Iuliu Maniu, în vârstă atunci de 46 de ani. Consiliul Dirigent al Transilvaniei și-a fixat sediul la Sibiu în ziua de 9 decembrie 1918, la doar o săptămână de la Marea Unire. Populația românească din orașul Sibiu a primit Consiliul cu mare entuziasm, pentru că vedea în acei oameni politici niște trimiși ai regelui Ferdinand, de la București, un om pe care îl stimau. Pe 1 ianuarie 1919, Sibiul a primit de la Consiliul Dirigent
titluri de oraș-municipiu al României. Prefect al județului a fost numit românul Nicolae Comșa, iar primar al orașului Sibiu a fost numit sasul Albert Dăr, care fusese primar și înainte. Morala episodului nostru este că, inclusiv după Marea Unire, sibienii au avut ca primar un german. Această empatie între români și germani, 100 de ani mai târziu, la Sibiu încă funcționează. Dragi prieteni, vom vorbi astăzi despre o minoritate din România care la un moment dat reprezenta cea de-a doua comunitate etnică a țării, numărând sute de mii de oameni, adică circa 4% din populația totală a țării. Astăzi, pe firul istoriei, mai sunt alături de noi doar câteva mii de concetățeni. Povestea acestei comunități este de un dramatism biblic. V-ați dat seama, desigur, că vom vorbi astăzi despre evreii români. O legendă simpatică despre care mă mai întreabă uneori unii curioși între ale istoriei spune că regele Decebal ar fi chemat în Dacia pe acei evrei persecutați de romani la Ierusalim. Din păcate, această legendă poate fi frumoasă, dar este foarte probabil una falsă. Cu certitudine, primii evrei au ajuns pe teritoriul României de astăzi după cucerirea romană. Au urmat apoi mai multe valuri de veniri, după cum au urmat mai multe valuri de plecări. Evreii au avut mereu o diaspora importantă, cu o istorie mai agitată decât a altora. În țara românească sau Moldova, evreii apar atestați de timpuriu de la apariția principatelor. Orașul Roman a fost inițial un centru comercial evreiesc, încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea. Evreii au ajuns, spuneam, aici în mai multe valuri, unii venind dinspre Polonia, Ucraina sau Rusia, alții venind dinspre Spania, cu toții fugind de persecuții și căutând adăpost. Prin natura comunității lor, evreii au fost întotdeauna oameni cu știință de carte, pentru că vreme de secole, neavând un stat, evreii și-au păstrat identitatea prin religia lor, care presupunea lectura textelor sfinte. Fiind singurul popor fără analfabeți, ei au dat de timpuriu comercianți foarte buni și medici de renume. Nu este deloc o întâmplare că domnitorul român Ștefan cel Mare, ajuns la bătrânețe, avea la curtea sa și medici evrei ajunși în Moldova. Multă lume se întreabă cum se face că evreii au ajuns în număr relativ mare în epoca premodernă spre Moldova și țara românească. Răspunsul este relativ simplu. Ambele state medievale aveau în comparație cu alți vecini o politică ceva mai tolerantă față de evrei, iar prezența acestora a fost benefică, pentru că ei au fost, așa cum spunea istoricul Nicolae Iorga, fondatori de orașe și germenii burgheziei moderne românești. E drept că românii au fost mai toleranți în evul mediu, dar asta nu înseamnă că integrarea evreilor în statul român s-a produs de la sine. Liderii Revoluției de la 1848 au promis drepturi egale pentru toate etniile. În timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, aproape jumătate din populația orașului Iași era alcătuită din evrei. O mare problemă a pus articolul 7 din Codul Civil al României de după 1866, cel care spunea că cetățenia română o pot primi doar creștinii, așadar evreii români nu erau cetățeni. Adevărul este că în vechiul regat, evreii erau singura minoritate etnică de proporții. După războiul ruso-româno-turc din anul 1877, recunoașterea independenței României a fost condiționată în unele capitale europene de rezolvarea așa numitei probleme evreiești. În timp, legile țării s-au mai schimbat, iar unii evrei au putut primi cetățenia română, dar fiecare cerere era judecată individual, ajungându-se astfel la situații din care nu lipsea corupția funcționarilor. Ca român ne mândrim astăzi cu Tristan Tzara, creatorul dadaismului, dar el provenea dintr-o familie de evrei români care nu primiseră cetățenia țării. La recensământul din anul 1899, în România trăiau 250.000 de evrei, adică 4,3% din populația țării. După români, evreii reprezentau cea mai importantă comunitate. La recensământul din 1930, în România Mare, trăiau circa 750.000 de evrei,
ei reprezentând cea de-a patra comunitate după români, maghiari și germani. Dar noi episoade dramatice aveau să vină la sfârșitul anilor 30 și începutul anilor 40, inclusiv antisemitism și holocaust. Iar morala poveștii noastre, tristă, este că dacă medicul lui Ștefan cel Mare ar fi trăit 400 de ani mai târziu, el ar fi avut mari șanse să fie deportat în Transnistria. Dragi prieteni, în acest al treilea sezon al serialului nostru am vorbit și despre minoritățile din România Mare. Cei pe care îi amintim astăzi au intrat în istorie prin priceperea lor în a face mecanisme fine și biserici fortificate. Ați ghicit probabil că vom vorbi astăzi despre sașii din Transilvania. Vom vedea în episodul de astăzi ce legătură există între invazia mongolă din anii 1241-1242 și patrimoniul UNESCO al României. Să aibă sașii vreo legătură cu toate acestea? Pe de altă parte, rețineți că sașii sunt doar o parte din minoritatea germană a țării noastre, care mai cuprinde șvabii din Banat și Crișana, precum și germanii din Bucovina, Basarabia și Dobrogea. Sașii au venit în Transilvania de Sud la mijlocul secolului al XII-lea, când regele maghiar, Gheza al II-lea, i-a chemat aici pentru paza graniței pe Carpați împotriva atacurilor tătaro-mongole. Spre mijlocul secolului al XIII-lea, în anii 1241-1242, o mare invazie tătară a lovit Europa Centrală. Atunci, sașii din Transilvania au inventat un tip de arhitectură aparte, biserici fortificate ca niște cetăți în care locuitorii se puteau retrage la nevoie și se apărau timp de luni de zile. În prezent, aceste sate germane cu biserici fortificate fac parte din tezaurul statului român și sunt înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Astăzi, când vă plimbați prin Sibiu, prin Brașov, Râșnov, Sighișoara sau alte orașe din zonă, nu uitați că până în urmă, cu câteva secole, oamenii cei mai importanți din aceste așezări erau sașii, un popor muncitor și cumpătat, vorbitor al unui dialect al limbii germane și a căror religie, încă din secolul al XVI-lea, era luteranismul protestant. După unirea cu Transilvania pe 1 decembrie 1918, sașii au surprins poate pe unii observatori din Europa prin susținerea pe care au arătat-o noului stat român. La 5 săptămâni de la unirea de la Alba Iulia, sașii au organizat o adunare proprie în orașul Mediaș, în ziua de 8 ianuarie 1919. Cu acest prilej, sașii au luat act de unirea declarată de către, spuneau ei, etnia cea mai numeroasă din Transilvania, adică românii, și declarau că poporul săsesc își exprimă adeziunea la regatul României și transmite poporului român salutări frățești și sincere felicitări pentru îndeplinirea idealurilor sale naționale. Susținerea sașilor pentru unirea Transilvaniei cu România este meritorie și are o explicație simplă. Sașii erau o nație mândră care se organiza singură și care mereu fusese minoritară. Formarea Imperiului Austro-Ungar și mai ales politica de maghiarizare din Transilvania îi afectaseră și pe sași, astfel încât ei nu aveau ce regreta atunci când Transilvania s-a unit cu România. Dimpotrivă! În perioada interbelică, sașii din Transilvania, șvabii din Banat Crișana și germanii din Bucovina, Basarabia sau Dobrogea au reprezentat circa 4% din populația de peste 18 milioane a României. Germanii români au fost fideli României mari, iar morala poveștii noastre este că în anul 2014, când românii au ales un minoritar german ca președinte, unii în Europa poate au fost surprinși. Dar pentru cine cunoaște istoria noastră de acum 100 de ani, există o explicație. Dragi prieteni, unii concetățeni români spun că și-ar fi dorit să avem o istorie mai spectaculoasă. Dar trebuie să recunoaștem că istoria noastră are cel puțin un merit. Cu excepția comuniștilor sau legionarilor, violența politică nu a avut la noi mulți adepți. Iar în episodul de astăzi o să vorbim totuși despre unul dintre ei. Primul act terorist comis în România Mare, opera a unui anarhist comunist pe nume Max Goldstein.
Max Goldstein avea vârsta de 22 de ani în momentul în care, după unele opinii, el a ascuns o bombă în Senatul României din București în cursul nopții de 7 spre 8 decembrie 1920. După alte informații, el ar fi ascuns bomba în cursul dimineții de 8 decembrie, profitând de forfota din clădire. Cert este că, așa cum vom vedea, Goldstein a avut și câțiva complici. Dar să vedem mai întâi cine a fost acest prim terorist al României Mari. Născut în anul 1898 într-o familie de mici negustori evrei din Bârlad, Max Goldstein a citit, se spune, de mic copil. Din păcate, încă din adolescență, a îndrăgit literatura anarhiștilor din Rusia, în viziunea cărora violența politică era legitimă. Venit la București imediat după primul război mondial, a intrat în vizorul poliției ca fiind un element dubios la granița dintre anarhism și comunism. Ce nu știa poliția este că Goldstein avea drept hobby o anumită ramură a chimiei, mai precis fabricarea artizanală a unor materiale explozive. Arestat și condamnat, el a reușit să evadeze și a petrecut o scurtă perioadă în Rusia. Din Rusia bolșevizată, Max Goldstein s-a întors mai fanatizat decât plecase și cu gândul de a-i lichida pe oamenii politici Constantin Argetoianu și Octavian Goga. În noiembrie 1920, Max Goldstein a aflat de un drum cu trenul pe care urma să-l facă omul politic Constantin Argetoianu și a montat o bombă în vagonul acestuia. Dar Argetoianu a avut noroc. Bomba a explodat, dar în apropierea ei nu se afla niciun pasager. Rămâne totuși întrebarea cum de un astfel de personaj precum Goldstein, fișat de poliție, a reușit să se apropie de vagonul ministerial și a avut timp să monteze o bombă acolo. În ziua de 8 decembrie 1920, ținta lui Max Goldstein din Senatul României era poetul și omul politic ardelean Octavian Goga. Goldstein știa că Goga va ține un discurs chiar la începutul dezbaterii de după amiază și a montat bomba în spatele scaunului președintelui Senatului. Bomba a explodat puțin după ora 2:30 a amiezii. În explozie au murit 3 oameni. Ministrul Justiției Dimitrie Greceanu, episcopul greco-catolic Radu Demetriu și senatorul Spiru Gheorghiu. Alți oameni au fost răniți, printre care și președintele Senatului Constantin Coandă. După atentat, Max Goldstein a fugit, se pare, în Bulgaria, dar s-a întors în anul următor, 1921, probabil cu gândul de a face alte atentate. Prins de poliție, a fost judecat și condamnat la moarte. A murit în anul 1924. Interesant este că Max Goldstein a trecut el însuși pe lângă moarte când o bombă făcută de el anterior i-a explodat în față și i-a smuls o mână, drept care el avea o proteză cu cârlig precum pirații din filme. În atentatul din Senatul României, Goldstein a avut cel puțin 2 complici identificați. Unul dintre aceștia, Leon Lichblau, a reușit apoi să fugă în Uniunea Sovietică, unde, culmea ironiei, avea să fie executat de către sovietici ca spion în anul 1938, în timpul epurărilor staliniste. În toată această dramă există și un detaliu relativ amuzant. Numărul victimelor din ziua de 8 decembrie 1920 ar fi fost sigur mai mare dacă senatorii ar fi respectat programul și ar fi început ședința la timp. Șansa multor senatori a fost aceea că au întârziat pe holurile sălii sau la bufet. Iar morala episodului nostru spune că, inclusiv în politică, punctualitatea nu crește întotdeauna speranța de viață. Dragi prieteni ai istoriei, niciun popor din lume nu vorbește cu plăcere despre înfrângerile sale. Pe de altă parte, eu și cei care lucrăm la acest serial credem că istoria trebuie cunoscută așa cum a fost, cu bune și cu rele. Drept care în acest episod vom vorbi despre un mareșal german care a ocupat capitala noastră în timpul primului război mondial și care vreme de 2 ani a locuit aici într-o vilă în zona străzii Brezoianu de astăzi. Numele lui era August von Mackensen.
Pe numele său complet, Anton Ludwig August Mackensen, personajul nostru s-a născut în ziua de 6 decembrie 1849, într-un orășel din estul Germaniei de astăzi. Rețineți ziua sa de naștere, 6 decembrie, pentru că va avea legătură cu istoria noastră. Tatăl său dorea ca fiul August să devină economist, numai că acesta s-a înrolat la 20 de ani în armata prusacă. August Mackensen a cucerit prima distinție militară, Crucea de Fier clasa a doua, în timpul războiului dintre Prusia și Franța, în anul 1870. Mai apoi, tânărul August s-a căsătorit cu fata unui om politic din Prusia și acest lucru i-a facilitat cariera. Printre altele, el a ajuns să fie adjunctul mareșalului Alfred von Schlieffen, strategul care a elaborat un plan de atacare a Franței ce avea să se aplice în primul și în al doilea război mondial. August Mackensen a făcut și o bună impresie asupra kaiserului Wilhelm al II-lea, împăratul Germaniei care l-a numit la comanda celui mai important regiment de husari. La izbucnirea primului război mondial, August von Mackensen avea vârsta de 65 de ani și era printre cei mai experimentați comandanți de armate germani. De-a lungul mai multor bătălii câștigate, el devenise cunoscut drept spărgătorul de fronturi. În toamna anului 1915, în fruntea unei armate ce cuprindea germani, austro-maghiari și bulgari, Mackensen ocupase capitala Serbiei, Belgrad. Intrarea României în război în august 1916 a surprins conducerea politică a Germaniei. Celebrul deja Mackensen a fost ales să dea o lecție românilor și el nu s-a dezmințit. Există un detaliu pe care îl veți observa cu ușurință. În fotografiile sale, von Mackensen prefera să poarte o uniformă al cărei semn distinctiv era un cap de mort, pus pe căciula de blană. Aceasta era o trimitere la regimentul de husari în care el servise în tinerețe. Cu o armată compusă din germani, austro-maghiari, bulgari și turci, von Mackensen a atacat România în septembrie 1916, dinspre sud, din Bulgaria de astăzi. După lupte conduse cu mare dibăcie, von Mackensen intra în București ca învingător pe un cal alb, în ziua de 6 decembrie 1916. Acesta era un cadou pe care îl făcea propria sa armată, pentru că în ziua ocupării Bucureștiului, von Mackensen împlinea vârsta de 67 de ani. În urma acestei victorii de la București, von Mackensen a primit Marea Cruce de Fier, cea mai înaltă distincție germană din primul război mondial. Totuși, legenda de spărgător de fronturi a lui August von Mackensen avea să se clatine în vara anului 1917, când armata sa, care ar fi trebuit să ajungă la Iași, a fost oprită pe linia Mărăști, Mărășești și Oituz. Iar morala episodului nostru este că trebuie mereu să ne respectăm inamicii, mai ales că aceștia, precum germanul von Mackensen, niciodată nu se dovedesc a fi infailibili. Dragi prieteni ai istoriei, cel mai rău lucru ce se poate întâmpla unei țări aflate în război este ca inamicul să ocupe capitala statului respectiv. Cum se știe, noi am avut parte de o asemenea experiență în decembrie 1916, în primul război mondial. În episodul de astăzi vom vedea ce anume au făcut inamicii noștri după ce ne-au ocupat capitala. Așadar, orașul București a fost ocupat în ziua de 6 decembrie 1916, pe stil nou, de o armată germano-austro-maghiaro-turco-bulgară, condusă de mareșalul celebru August von Mackensen, cel supranumit și spărgătorul de fronturi. Cartierul general al armatei germane se afla la hotelul Atene Palace. În chiar ziua căderii Bucureștiului, mareșalul von Mackensen împlinea 67 de ani, iar ocuparea capitalei României fusese cadoul pentru aniversarea sa. Imediat după ocupare, germanii au trecut la înlocuirea denumirilor restaurantelor sau hotelurilor. Ba chiar ei doreau și înlocuirea regelui României, după un plan al mareșalului von Mackensen, comandantul trupelor germane în România.
Von Mackensen a ocupat imediat Vila Meitani, atunci pe strada Walter Mărăcineanu, iar subordonatul său, generalul german Weidenbach, s-a instalat la Palatul Șuțu din București. Pentru a ne explica povestea Bucureștiului sub ocupație, trebuie să înțelegem că germanii aveau puțin respect față de cetățenii români. Ei credeau că numai regele Carol I îi apreciase pe germani și că românii, dar mai ales regele Ferdinand, trădaseră Germania. În realitate, regele Ferdinand, deși german, a fost mai patriot decât mulți români. Imediat după ocuparea Bucureștiului, toate armele, trăsurile cu cai, saltelele de pat, toate obiectele din metale, inclusiv clopotele bisericilor, au fost rechiziționate pentru armata de ocupație. În media, singurele ziare care mai apăreau erau cele permise de ocupant. Lemnul pentru foc era destinat în primul rând armatei puterilor centrale, iar ceea ce mai rămânea se împărțea la populație. În spiritul disciplinei germane, alimentele au fost rechiziționate pentru asigurarea hrănirii trupei. Intrarea germanilor în București se aseamănă cu intrarea unei haite de lupi flămânzi, scria un martor direct, scriitorul Constantin Bacalbașa. Ocupația germană din timpul primului război mondial a fost un amestec compozit de impuneri și de restricții. În centrul orașului, la Casa Armatei, s-a înființat un centru de detenție pentru ofițerii români. La Casa Capșa, care se vede în spatele meu, armata bulgară și-a instalat centrul armatei lor de ocupație. În restul orașului, bucureștenii au încercat să trăiască după regulile războiului. În anul 1916, armata bulgară a ocupat și sediul liceului Sfântul Sava din București, a cărui arhivă s-a pierdut cu acest prilej. Așa e la război sau à la guerre comme à la guerre, s-ar putea spune. Dar morala episodului nostru este că o armată, chiar și în condiții de război, nu trebuie să uite că ulterior va urma o pace. Iar copiii copiilor noștri vor judeca ce am făcut noi astăzi. Dragi prieteni ai istoriei, în episodul de astăzi vom vedea alte detalii din timpul ocupației germane din primul război mondial. Așadar, trupele germane au intrat în București în ziua de 6 decembrie 1916, chiar de ziua comandantului lor, mareșalul von Mackensen. Câțiva curioși resemnați au ieșit să vadă parada de pe bulevarde, dar cei mai mulți bucureșteni priveau din spatele perdelelor. Scriitorul Constantin Bacalbașa, martor al evenimentelor, descrie starea de spirit a locuitorilor capitalei. Populația bucureșteană, spune el, avea un suflet de timp de pace. Crescuți într-o epocă de trai bun, de liniște, de prosperitate continuă și aproape generală, bucureștenii nu aveau sufletul pregătit ca să îndure nici lipsurile materiale, nici zguduirile morale. Am încheiat citatul. De reflectat la aceste cuvinte, pentru că ele pot redeveni valabile și astăzi. Greutatea primelor luni de ocupație a fost sporită de dificultățile inerente ale iernii. Orașul era cufundat în întuneric. După ocupația germană, cel mai popular om politic rămas la București părea a fi Alexandru Marghiloman, care militase pentru alianța cu Germania. Prin casa lui Marghiloman, de pe strada Mercur, trecea acum un adevărat pelerinaj, ne spune scriitorul Bacalbașa, de oameni care îi cereau protecție. Imediat ce au intrat în oraș, germanii armatei von Mackensen au înlocuit prefectul poliției, iar ulterior aveau să schimbe mai mulți primari, folosindu-se de filogermanii din oraș. Primul loc în care s-a oprit mareșalul von Mackensen după ce a intrat în București a fost la Palatul Regal, acolo unde l-aștepta criticul de artă Alexandru Țigara Samurcaș, cel despre care von Mackensen avea informația că ar putea fi copilul din flori al regelui Carol I al României. În paranteză fie spus, paternitatea lui Țigara Samurcaș nu a fost niciodată confirmată, dar nici infirmată, astfel încât misterul tatălui lui Țigara Samurcaș rămâne intact până astăzi.
Este interesant că von Mackensen a rechiziționat hoteluri și clădiri mari pentru încartiruirea armatei sale din București. El s-a temut să-și pună soldații în cazărmile românești, că poate românii le minaseră cu explozive. La fel este interesant că armata lui Mackensen era una compozită din germani, austro-maghiari, bulgari și turci, iar fiecare dintre aceștia aveau ambiții diferite. Prima grijă a germanilor, de exemplu, a fost să administreze alimentele și să impună sistemul de cartele pentru pâine, carne, combustibil. Cei mai dornici de răzbunare par a fi fost bulgarii, care nu iertau pe români pentru ocuparea Cadrilaterului în anul 1913. Desigur, ocuparea Bucureștiului în anii 1916-1918 a cuprins multe ilegalități, jafuri, violuri și așa mai departe. La fel s-a întâmplat în toată România ocupată, de la Craiova la Constanța. Totuși, mai trist este faptul că ocupația germană, austriacă, maghiară, bulgară și turcă a fost mai blândă decât ceea ce avea să se întâmple în anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial. Dar poate cel mai dezagreabil spectacol din timpul ocupației inamice nu a fost oferit de armatele străine, ci de către unii cetățeni români. Martorul Bacalbașa vorbește despre negustori sau comercianți bucureșteni care ascundeau produsele pentru ca ulterior să le speculeze prețurile. Iar morala episodului nostru este că războaiele scot la iveală ce este mai urât în oameni din toate popoarele. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.